Salutare, dragii mei. Bine ați venit la un nou review aici la Cuși despre mașini. Astăzi suntem în prezența măreției. Suntem în prezența lui BMW M3 E30. Este o mașină dorită de atât de mulți oameni și o mașină la care am visat atât de mult timp, încât nu-mi vine să cred că astăzi chiar apuc să o conduc. Am avut norocul să fiu invitat aici în Austria de BMW Group Classic, care organizează în fiecare an un tur pentru jurnaliști cu mașini clasice. Și astăzi este ultima zi și pe ultima bucată de drum mă joc cu un M3 E30. Această mașină are o istorie foarte bogată în spate. A fost creată special pentru a fi folosită în curse. Deci, practic, BMW a creat M3-ul doar pentru a putea să își omologheze mașina pentru a concura în diverse evenimente de motorsport. Practic, atunci regulile dictau că pentru a putea să participi în tot felul de competiții trebuia să vinzi 5.000 de mașini identice cu cele de curse pentru oameni normali, pentru drumuri publice. Și BMW s-a gândit să facă acest M3 și astfel a început toată dinastia modelelor M3, pentru că ăsta este das original, originalul. Cum a făcut BMW să creeze această mașină? Păi, bineînțeles, au început cu un șasiu genial, cu niște frâne geniale, dar mai ales cu un motor absolut fantastic. De ce e fantastic acest motor? Pentru că are un tată sau un bunic, nu știu cum putem să-i spunem, sub forma modelului M88.1. M88.1 este acel motor de 6 cilindri în linie folosit pe BMW M1, singurul supercar creat vreodată de brandul bavarez. Este un M88, era un motor care se tura extrem de mult, putea să ajungă la 470 de cai pentru versiunile de Pro Car și chiar și mai mult ulterior când a fost supraalimentat. E bine, pentru M3, inginerii germani au luat un motor M88, au tăiat 2 cilindri și l-au făcut S14-le, care e sub capota BMW E30 M3. Acest motor dezvoltă 195 de cai putere și știu, vouă vi se pare probabil că e foarte puțin, pentru că atâta putere ai în ziua de azi și pe un Subaru BRZ sau pe Toyota GT86. Ascultați-mă pe mine când vă spun că nu se compară sub nicio formă. În primul rând, acest model are o linie roșie la 7250 de ture și pur și simplu te roagă să îl accelerezi, să trăiască undeva peste 5000 de ture. Acolo este se simte cel mai bine, are un răspuns în pedal absolut incredibil, răspunde imediat la accelerație și practic dacă te găsești vreodată într-o curbă undeva la peste 5000 de ture pe minut, întotdeauna te simți de parcă motorul tău îți are spatele, e acolo cu tine și zice dă-i mai tare pentru că am eu grijă să fie totul în regulă. Trebuie să ții cont și de faptul că mașina asta are doar un pic peste 1200 de kilograme. Așa că are un power to weight ratio extrem, extrem de bun. Cutia de viteze este în 5 trepte și trebuie să menționez că este o cutie cu pattern dogleg. Adică treapta întâi nu este în stânga și sus, este în stânga și jos. Din câte am înțeles de la cei de la BMW Classic, a fost aleasă această opțiune pentru că mașina va urma să fie folosită în curse și practic în curse foloseai întâia doar ca să pleci. Să pleci de pe loc. Și atunci ai nevoie de a doua, a treia, a patra și a cincea în ordine, astfel încât să fie mult mai simplu să o conduci. Nu știu dacă e adevărată povestea asta, dar eu vă spun doar ce am auzit. Și se pare că BMW a făcut o treabă atât de bună, încât de-a lungul timpului BMW E30 M3 a devenit mașina din motorsport din toate timpurile cu cele mai multe victorii în curse înregistrate. Deci, practic, această mașină a scris istorie din mai multe puncte de vedere și este în continuare una dintre cele mai echilibrate și cele mai agile modele pe care le-a produs BMW vreodată. Atunci când conduci mașina asta, te gândești de multe ori la videourile pe care probabil le-ai văzut și ce spuneau alții despre ea, că domnule, că neavând DSC, puntea spate îți pleacă imediat și așa mai departe, că e un drift monster și etc. Ei bine, nu e adevărat. Mașina asta este extrem de agilă, dar și extrem de stabilă în același timp. Se simte chiar neutră atunci când o împingi foarte tare, când o împingi până la limită. Se simte ca și cum ar fi pe șine, într-o curbă. Poți să te lași pe ea foarte, foarte mult
și nu va rupe tracțiunea decât dacă vrei tu. Și dacă vrei, o va rupe și o va face foarte echilibrat, foarte frumos, fără să fie imprevizibilă. Puntea față are foarte multă aderență, deși în momentul de față cauciucurile de pe mașină sunt Goodyear Fishing Grip, care nu au foarte multă aderență, nu sunt cunoscute pentru asta. E o alegere ciudată a celor de la BMW Group, nu știu exact de ce au mers pe acest model. Tot cei de la BMW mi-au spus că se lucrează acum cu Pirelli pentru a se reînvia producția de cauciucuri Pirelli care erau făcute special pentru E30 în anii 80. Fiecare mașină atunci, mai ales modelele M, aveau un inginer care îți spunea: frate, am nevoie de caracteristicile astea, astea și astea pentru mașina asta, pentru cauciucurile pentru mașina asta. Și original M3 venea cu cauciucuri Pirelli. Bineînțeles, timpul a trecut, mașina a ieșit din producție, la fel au ieșit și cauciucurile. Dar din cauza popularității acestei mașini, care este supranumită și caleașca lui Dumnezeu, BMW și Pirelli au decis să lucreze împreună și să aducă la viață din nou acel cauciuc celebru. Și inginerul care s-a ocupat de crearea cauciucului pentru M3 în anii 80 încă mai lucrează la BMW și a fost desemnat să se ocupe de asta. Deci asta este o veste extraordinar de bună, mai ales pentru colecționari care vor să aibă cauciucul corect din acea perioadă. Bineînțeles, tehnologiile au evoluat și poți să ții un cauciuc cu mai multă aderență în ziua de azi pentru M3, dar pentru oamenii care vor ca totul să fie original, asta este o veste extrem de bună. Ca design, M3-ul se diferențiază foarte mult de modelul standard. Are în primul rând alte panouri laterale. Aripile față și aripile spate sunt evazate și poți să-ți dai seama imediat dacă o mașină este un M3 sau nu. Vedeți? Asta e cutia dogleg. Am avut un moment de ezitare acolo. Dar mașina asta trăiește peste 5.000 de ture. Abia acum a prins viață. Ia uitați cum merge. Și am intrat în curbă cu 140, nici nu s-a clintit. Asta este încă un lucru care îmi place extrem de mult la M3. Este faptul că este extrem de stabilă în curbe. Suspensia este foarte sportivă și totuși, miraculos, deși nu este o suspensie adaptivă, atunci când mergi prin oraș cu ea, nu este foarte tare. Deci nu se simte ca și cum îți sparge rinichii. Este ceva magic. Bineînțeles, și scaunele de la interior probabil că ajută foarte mult, pentru că sunt niște scaune Recaro care oferă foarte mult sprijin lateral și sunt extrem de confortabili. Arată genial, interiorul arată genial după părerea mea, este clasic BMW cu acest unghi orientat către șofer. Înăuntru, deși așa e o mașină din anii 80, să știți că avem destul de multe lucruri care să-ți facă viața mai ușoară. Până la urmă, M3 era o mașină premium și atunci, și avem geamuri electrice, avem scaune încălzite și chiar și avem scaune încălzite, da, geamuri electrice, trapă electrică, un mini computer de bord aici deasupra oglinzii, avem aer condiționat, radio, CD, radio și cassette player, și chiar sistemul audio are este certificat Dolby, da, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Mașina este over-engineered, cum ar spune unii. De exemplu, inginerii s-au asigurat că pentru trapă ai și un mâner manual în cazul în care rămâi fără baterie. Deci totul este făcut cu cap, așa cum făceau nemții lucrurile acum 30 de ani și pe baza cărora și-au construit reputația. Acestea fiind spuse, o să închei aici review-ul pentru că nu am foarte mult timp cu mașina. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu un like. Dacă nu v-a plăcut, vă aștept cu un dislike. Nu uitați să dați subscribe, să apăsați pe clopoțel și să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo postez mașinile dinainte de a publica review-urile. Până data viitoare, conduceți cu grijă și nu uitați să vă alimentați pasiunile. Ciao!